În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce este mai lesne, a spune iertate sunt păcatele tale sau a spune Fiule, ia-ți patul tău și umblă? Iubiți credincioși, în duminica a șasea după Rusalii, Mântuitorul ne apare în orașul său, Capernaum, acolo unde spune că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. În Capernaum, fiind într-o casă, au venit patru bărbați cu un slăbănoc dus pe pat și l-au adus în fața Mântuitorului ca să-l vindece. Și acesta, văzând credința lor, a spus: iertate sunt păcatele tale. Auzind însă aceste lucruri, fariseii și cărturarii au spus în sinea lor: acesta săvârșește blasfemie. Cine este cel care poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și atunci, spune Sfântul Evanghelist Matei, Mântuitorul, cunoscând gândurile lor, a spus: pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre zicând: cine este cel care poate să ierte păcatele? Ce este mai lesne, a zice îți sunt iertate păcatele sau a zice Fiule, ia-ți patul tău și umblă? Și întorcându-se, i-a dat dezlegare slăbănogului care și-a luat într-adevăr patul și a plecat. Iubiți credincioși, sună mai mult a parabolă ceea ce s-a întâmplat în Capernaum, dar este un fapt de viață. An de zile ne-am ocupat de relația dintre păcat și suferință, am dezbătut această problemă a suferinței. Altădată ne-am oprit asupra faptului că Dumnezeu, că Mântuitorul, văzând credința celor care l-au adus pe cel slăbănog, a vindecat slăbănogirea lui și am vorbit despre relațiile între oameni, dar astăzi aș vrea să vă vorbesc despre altceva, și anume să vorbesc despre cum ajungem înaintea lui Dumnezeu. Este foarte mare lucru să înțelegem și legătura între suferință și păcat, dar cred că ne pierdem prea mult din energia de a merge către Dumnezeu. Omul acesta s-a întâlnit cu Dumnezeu. Și de ce s-a întâlnit cu Dumnezeu sau cum a reușit să se întâlnească cu Dumnezeu, trebuie să învățăm și noi. Omul acesta, dacă nu va fi avut prietenii care să-l transporte, adică să facă un drum pe care el nu putea să-l facă de unul singur, nu ar fi putut să ajungă înaintea lui Dumnezeu. Aceștia suntem și noi. Noi trăim în lume, dar înaintea lui Dumnezeu nu putem să ajungem de unii singuri. Avem tot felul de slăbiciuni, avem tot felul de piedici și mai ales slăbiciunea noastră, rațiunea. Adică lasă că ajung mai târziu, lasă că e timp și pentru asta, lasă că mai am altceva de făcut. Și să nu credeți că a ajunge înaintea lui Dumnezeu înseamnă altceva decât a fi fericit. Asta înseamnă să ajungem înaintea lui Dumnezeu, să fim fericiți. V-am mai spus și altă dată, dar îmi place să repet acest lucru. De ce facem greșeala de a nu ne bucura de momentul de astăzi? De ce oare o fac părinții atunci când spun că, Doamne, când vine un copil acasă de la maternitate, acum nu mai vine nici măcar a cincea zi, vine a treia zi, o să, probabil că o să nască acasă, cine știe, sau o să dea pe net doctorul cum să face, cum să drege și cred că o să ajungă și așa. E, de ce omul acela, când vine copilul acasă, în loc să fie bucuros, zice: aoleu, de-abia aștept să mănânce singur? Păi bine, dar acel copilaș, când începe să mănânce singur, e cea mai mare tragedie pentru o familie, dacă nu-i pregătită. Începe să arunce cu lingurița peste tot. Și zice, după aia zice: ei, lasă că de-abia aștept să meargă în picioare. Păi când merge în picioare, nu mai poți să mai iei nimic în casă. Totul trebuie ridicat la un metru, un metru jumate. Prizele trebuie să fie și ele deconectate când nu te uiți la copil.
încep numai lucruri care agravează situația, nici de cum o îmbunătățesc. Și totuși omul zice, de-abia aștept să învețe să vorbească, să mă înțeles cu el. Băi, fraților, când a început copilul să vorbească, nu te mai înțelegi deloc cu el. Pentru că el zice una și tu zici alta. Dar ce face omul? Amână fericirea, zice, lasă că atunci când o să se ducă la școală, o să mă bucur. Ei, nu o să te mai bucuri, că atunci când se duce la școală, nu mai ai copil. Ai un robot, pentru că vine de acolo stors de energie. I-a dat doamna de făcut nu știu câte exerciții, are nu știu ce colegi care l-au șicanat, are probleme de comparație cu unul sau cu altul, de ce nu stă în prima bancă și stă în ultima, mă rog. S-au încercat în ultimii ani tot felul de module de-astea de bănci să stea toți în față. Știți cum se zicea odată că tot întârzia să apară mașina asta luată de la Citroen, Oltena, și zicea că nu poate să iasă pentru că oltenii vor să stea toți în față. E, cam așa s-a încercat vreo 10-15 ani cu școala să așeze băncile nu știu cum ca să stea toți în față. Nu le-a ieșit, au renunțat până la urmă și acum văd că se stă tot așa în bancă la rând. Cei mai mici în față, cei mai mari în spate sau cei mai gălăgioși în față să-i vadă doamna mai atenți și așa mai departe. Ei, dar eu vreau să merg pe rândul acesta să vă spun că amânăm fericirea degeaba. În momentul în care copiii sunt la școală, în acel moment încep problemele și o să constate părintele că are un copil la școală și alt copil este în vacanță. Atunci se poate bucura cât de cât de el. Și zice, nu, lasă că-l văd eu la liceu. Păi ce, la liceu deja încep prieteniile, încep obiceiurile de împrumut de la ceilalți, nu-ți mai spune copilul tot și uite așa, așa, ajunge la facultate și după prima facultate, după anul întâi zice, da, dar știți că eu mi-am descoperit vocația și din anul 2 mă duc la altă facultate, la altă facultate și la altă facultate, nu termină niciuna, dar le-a început pe toate. Când ne bucurăm, adică, să revenim la subiectul nostru, cum ne întâlnim cu Dumnezeu? V-am spus, Dumnezeu este fericire. Cum ajungem să fim fericiți? Trăind clipa de astăzi în cel mai total înțeles al cuvântului. Anume, vine omul cu copilul de la spital să se bucure. Ia uite ce mi-a dat mie Dumnezeu. Începe copilul să mai facă și cu un lucru singur. Ia uite ce mare noroc pe capul meu. Copilul deja dă semne că e normal. Când se duce la școală, hai că termină și clasa 5-a, bine că termină și liceul și am scăpat de una și de alta. Dacă am amânat fericirea, să știți că n-am ajunge niciodată la Dumnezeu. La Dumnezeu ajungem atunci când suntem fericiți, astăzi. Dacă astăzi nu suntem fericiți, să nu îmi spună mie nimeni că va fi fericit mâine, că lasă că o să facem și o să trecem. Nu. Relația noastră cu Dumnezeu, să știți că trece însă prin celălalt. Nu putem să fim fericiți de unul singur. Mai de ună zi mă jucam cu niște copii și la un moment dat îi învățasem eu niște echițibușuri și trebuia să arunce la țintă și la un moment dat un copilaș s-a oprit. Zice, stai așa că n-a venit mami. Și mami săraca, care bineînțeles că ea ne pregătea celelalte și eu eram însărcinat să mă ocup de copii ca să le distrag atenția. Și mami nu înțelegea de ce să vină. Zic, vino soră încoace. Păi de ce? Păi zic, care mai este bucuria copilului că a învățat să tragă la țintă dacă nu o vede mami? Dacă nu te vede celălalt, nu poți să te bucuri. Acum să te bucuri de unul singur. Degeaba ar fi un performer deosebit cineva care nu este văzut de cine trebuie. Că o să-l vadă în reluare, nu, aia nu mai este bucurie. Bucuria aceea momentului trebuie împărțită cu ceva. Am învățat multe de la copiii aceștia că au cerut să vină mami, să vină tati, să vină bunicul, să vină nu știu cine, ca să vadă cât sunt ei de pregătiți. Așa este și întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea între noi și Dumnezeu nu se poate face în mod egoist, pentru că Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om, i-a dat singura definiție negativă, extraordinară. Nu este bine să fie omul singur.
Asta e definiția omului, dată chiar de Dumnezeu. Înseamnă că tot ceea ce facem trebuie să aibă un complex de împrejurări. Și anume, chiar spuneau niște înțelepți, atunci când urci pe o treaptă, să ai grijă să saluți pe toată lumea, ca atunci când vine rândul să cobori, să aibă cine să te salute. Așa se întâmplă și cu relația noastră cu Dumnezeu. Când ne ducem spre Dumnezeu, adică spre fericire, când ne merg toate, cum zice românul acum, sunt pe val, să te uiți în stânga și în dreapta, îi saluți pe toți, nu neapărat ca să te vadă. Asta este o recompensă a faptului că îi bagi în seamă, te bagă și ei în seamă. Trebuie să te uiți în stânga și în dreapta, pentru că astăzi asta învățăm de la slăbănogul din Capernaum. Dacă el atunci când va fi fost sănătos, nu își va fi cultivat relația de prietenie cu cei patru, cu siguranță că trecea Mântuitorul prin Capernaum și noi nu știam de existența slăbănogului, pe care iată că în fiecare an, de două ori pe an, vorbim despre slăbănogul din Capernaum. Mai vorbim și în săptămâna a doua din post, tot despre slăbănogul din Capernaum. Iubiți credincioși, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie una care să nu îl excludă pe prietenul nostru, pentru că Mântuitorul, ori de câte ori vorbește despre noi, ci despre El, ne spune imediat, va să zică, să iubești pe Domnul Dumnezeu ca pe, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Înseamnă că întotdeauna Dumnezeu îl prezintă pe om între alt om și El. Nu putem să spunem, știți, eu am o relație foarte bună cu Dumnezeu. Bun, nicio problemă, dar cum verifici această relație? Zice, n-am nevoie. Mă duc și-L contemplu pe Dumnezeu și mă uit la brad. Apropo, cineva a venit într-o pădure și s-a întors după 10 minute. Și a plecat cu o mare, mare bucurie, zicea, gata, aici e natura pe care o aud, l-aud pe Dumnezeu. Și plecând cu așa un entuziasm, s-a întors și se uita așa numai în jos, zice, eu ce-am făcut, eu ce-am făcut. De bucurie și în extazul acela al întâlnirii cu natura, a zis că vrea să se îmbrățișeze cu un brad. Și bineînțeles că l-a lăsat fără rășină. Și s-au lipit toate hainele și nu înțelegea de ce. Fraților, e adevărat că trebuie să ne îmbrățișăm cu natura, dar trebuie să o facem rațional, trebuie să o facem cu măsură și mai ales cu simț de responsabilitate. Dacă tot ai vrut să te îmbrățișezi cu bradul, trebuie să primești și cele ale bradului. Dar spuneam că nu putem să ne apropiem de Dumnezeu numai noi, așa, eu și Dumnezeu. Stau, mai, vă aduceți aminte de cel care a plecat de la mănăstire, a zis, părinte stare, știi, eu sunt deja în alte sfere și eu nu sunt cu munca aici, eu n-am venit să muncesc, eu am venit să mă rog. Nicio problemă. S-a rugat și după vreo 3 zile a venit iar cu o reclamație în băț, zice, dar părinte stareți, aici la mănăstirea asta nu se mănâncă? Zice, bă, da, că, da, noi suntem păcătoși, mâncă și de 3 ori pe zi. Zice, dar pe mine de ce nu m-a chemat nimeni la masă? Pentru că dumneata ai zis că te întâlnești cu Dumnezeu și am crezut că nu mai ai nevoie să mănânci. Aici numai cine muncește mănâncă. Pe de altă parte însă, se spune că 2 frați au plecat la mănăstire și unul dintre ei a zis, știi ce, eu mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu și a plecat în pădure. Și pe la jumatea nopții, cine bătea tremurând la ușa el? Deschide-m că vine lupul! Păi bă frate, ori te duci să-L întâlnești pe Dumnezeu, ori te sperii de lupi. Problema este următoarea, niciodată nu putem să-L întâlnim pe Dumnezeu de unii singuri. Un om supărat cu vecinul său nu o să-L întâlnească pe Dumnezeu. Știți care este norma? Când vii cu darul la altar și îți aduci aminte că nu ești împăcat cu cineva, lași darul acolo, te duci, te împaci, după aceea te întorci și duci darul la altar. Asta înseamnă să-L întâlnim pe Dumnezeu, asta înseamnă să știm să fim fericiți. Nu se poate nimeni să fie fericit dacă îl vede pe altul nefericit și știe că poate să-L ajute și nu o face. Asta în cazul în care vorbim despre oameni care au și viață spirituală, că sunt și destui cărora nu le pasă de nimic și își văd de fericirea lor. Decât că ei nu știu că aia nu e fericire, este un soi de belșug de care se bucură numai ei.
Mi-aduc aminte când eram pe la școli, când venea câte un pachet de la unul sau de la alt de acasă, imediat chemam colegii și se devora totul în 5 minute, 7 minute, că nici nu puteai în 25 de kilograme ce să pui. Dar existau și din aceia care se duceau la poștă, zis pe blat, pe românește, își extrăgeau coletul și în fiecare seară plecau câte 10 minute. Acum vă imaginați, dacă noi 25 terminam în 7 minute, el de unul singur trebuia vreo 2 săptămâni să se ducă de unul singur. N-am înțeles niciodată plăcerea aceasta. Probabil că există cineva care vă poate explica, eu nu vă pot explica așa ceva. Eu vreau să vă spun că întâlnirea cu Dumnezeu se face lângă celălalt. Și iată, ni se dă și o proporție. 4 la 1. Ca să te duci la Dumnezeu, trebuie să te ducă 4 inși. Vă dați seama că și aici e o proporție și este o realitate. Pentru că 4 înseamnă toată lumea. Nord, sud, est, vest. Adică înainte, înapoi, la stânga, la dreapta. Fără aceste direcții nu ajungem la Dumnezeu. Ni se pare nouă că ajungem la Dumnezeu și ce, păi știi că la întoarce-te la intersecția cealaltă și ia-o la stânga, pe acolo poate să fie Dumnezeu, uite, pe aici nu este. L-am întrebat pe cineva de ce nu vine pe la biserică și a zis că nu e nevoie. A, zic, bineînțeles că nu e nevoie, pentru că, zic, sigur, știind de atâta vreme răspunsul altora, îl ai pe Dumnezeu în suflet, în sufletul ta, în inimioară. Da, zic, dar de unde știi că e El? S-ar putea să nu fie El. Vino la biserică să vedem așa în înghesuiala care se creează în anumite situații neplăcute, atunci când îți dă cineva un cot și te avertizează, te atenționează, să știți că și astea fac parte din întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă nu ar fi câte o băbuță se tragă de mână, stai așa că știu eu, întâi să sărută icoana asta și vezi că la Maica Domnului întâi pruncul și după aia Maica și după aia bucata de lemn care e de desubt și așa mai departe. Întotdeauna va exista cineva mai știutor decât toate manualele de teologie. Dar asta înseamnă să ne smerim. Ce ar însemna ca totul să fie așa, de exemplu, câte 5 metri cubi pe lângă noi de aer? Nu asta înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Trebuie să ai la stânga, la dreapta, în față, în spate pe cineva, pentru că așa poți să-ți dai seama dacă te-ai întâlnit cu Dumnezeu sau dacă nu cumva te-ai întâlnit cu propria ta comoditate. Este foarte interesant. Următorul lucru, se spune că trebuie să fim îngăduitori cu toată lumea, dar cu noi înșine să fim foarte, foarte aspri. Să fim îngăduitori cu ceilalți, ce înseamnă? Să-i lăsăm pe toți să se manifeste, dar atunci când e vorba de propria noastră judecată, să fim aspri cu noi. De ce? Ca să ajungem la Dumnezeu. Altfel nu ajungem la Dumnezeu. Nimeni nu poate să fie fericit așa fără să se înfrâneze de la ceva, fără să facă un act de jertfă, fără să facă un lucru în direcția lui Dumnezeu. Vedeți că acel slăbănog, nu se spune în Evanghelie dacă i-a rugat el pe cei 4, nici nu îmi permit să comentez eu ceea ce nu scrie nicăieri, dar mă gândesc așa, au plecat într-o direcție. Dacă plecau din Capernaum tocmai în ziua respectivă, nu se mai întâlneau cu Dumnezeu. Trebuie să știi și cât să aștepți să vină și Dumnezeu către tine. Acum, nu înseamnă numai noi să alergăm către Dumnezeu. Trebuie să-L lăsăm și pe Dumnezeu să vină spre noi. Dacă Dumnezeu nu vine spre noi, degeaba alergăm noi. Și Dumnezeu vine atunci când ne vede suferința, când ne vede stăruința, când ne vede prietenia cu ceilalți, pentru că așa ne zice Mântuitorul, așa zice Sfântul Evanghelist Matei, zice, văzând credința lor, i-a zis, fiule, iertate sunt păcatele tale. Va să zic că relația noastră cu Dumnezeu se bazează pe constatarea de către Dumnezeu a relației noastre cu ceilalți. Înseamnă că de acum înainte vom discuta altfel despre fericire. Cum poate să fie omul fericit? Adică v-am spus de la început, cum poate omul să se întâlnească cu Dumnezeu dacă nu simte pe celălalt că are această întâlnire cu Dumnezeu? Probabil că, deși nu ni se spune în Evanghelie,
cei patru au fost mult mai fericiți că și-au recăpătat prietenul și că l-au întâlnit pe Dumnezeu care chiar le-a vindecat pe cel adus, decât însuși prietenul acela care era neputincios. Ei și-au redobândit grupul lor de prietenie și și-au redobândit o relație. De aceea, iubiți credincioși, vreau ca măcar de astăzi să rămânem în minte cu un singur lucru din tot ceea ce v-am spus. Uitați tot și vă fac un scurt rezumat într-o frază. Să nu uităm că întâlnirea cu Dumnezeu este fericirea noastră. Ori de câte ori suntem fericiți, înseamnă că ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Și ori de câte ori cel de lângă noi este fericit, înseamnă că noi suntem cei de lângă El, care se află la rândul Lui lângă Dumnezeu. Și dacă vom ține minte acest lucru, nu ne va mai deranja nici vecinul cu tobele, nici cel care lasă mașina în parcare și nu poți nici măcar să deschizi poarta ca să ieși afară, nici cei care vorbesc într-un fel sau într-altul, ci pur și simplu noi vom căuta de astăzi încolo altceva, să-L întâlnim pe Dumnezeu și să nu uităm că Dumnezeu este în fiecare dintre cei care ne înconjoară. Putem să ne facem un prieten din oricine, cu o singură condiție, să nu-L judecăm. În momentul în care nu-L mai judecăm, devine prietenul nostru și ne vom bucura de întâlnirea noastră cu Dumnezeu prin El. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.